Exploatarea gazelor de șist rămâne o problemă spinoasă în Vaslui, mai ales că firma care dorește extragerea zăcământului a prins din ce în ce mai mult teren la nivel central, dar și la Consiliul Județean. Așa se face că o parte din avize pentru prospectarea terenului au fost date de reprezentanții Consiliului Județean. Specialiștii susțin că acest lucru nu face decât să aducă dezastrul în județul Vaslui. Acest tip de exploatare va fi ca un pionierat pentru România. În Statele Unite se exploatează de ani buni, dar atenție, acolo se exploatează în zone deșertice în care numărul de locuitori pe kilometru pătrat este foarte scăzut. La ei, în 300 de kilometri, au câmpuri foarte bine dezvoltate, dar la noi, în 300 de kilometri, ajunge la București. Este foarte important să știm că densitatea asta a populației creează o problemă. Ei cunosc acest lucru și corelat cu ceilalți factori, cum ar fi emisiile fugitive de metan, care vorbim de un impact uriaș asupra gazelor cu efect de seră. Mai multe primării din județ au decis să refuze acordarea de autorizații pentru firma care dorește să exploateze gazele de șist, iar mulți fermieri refuză să-și vândă terenul. Am fost contactați de reprezentanții firmei, dar cetățenii din comuna Baca nu prea au dorit să cumpere terenuri la noi în comuna și au refuzat chestia asta. Iar noi în sensul ăsta avem în luna august 2012 o hotărâre din Consiliu în care interzicem, am convenit sau s-a aprobat de Consiliul Local interzicerea exploatării gazelor de șist pe teritoriul comunii Bacan. Cum problema este departe de a se rezolva, grupul de inițiativă al societății civile din Bârlad organizează un nou meeting de protest. Marșul de protest, care va avea loc în Bârlad, pe data de 27 februarie, începând cu ora 15, plecarea se face de la fabrica de confecții și vom străbate întreg orașul. Biserica Ortodoxă Română susține că va sprijini acțiunile celor care doresc să protesteze pașnic împotriva firmei care dorește să exploateze gazele de șist. Situația noastră și mai ales poziția noastră nu se poate schimba de la o zi la alta, dat fiind faptul că nu suntem mai și suntem alături de credincioșii noștri în orice moment și în orice situație pe care ar impune o stare de fapt a unui timp sau a unor păreri de moment. Eu sunt un slujitor al bisericii și niciodată biserica, repet încă o dată ceea ce s-a mai spus și repet încă o dată, niciodată biserica nu va fi alături de cei care promovează o idee cu scandal, fie pro, fie contra, ci biserica este alături de păstoriții săi atunci când aceștia îi cer o anumită atitudine vis-a-vis de ceea ce înseamnă apărarea dreptului la viață și la un mediu curat, în fruntea credincioșilor noștri. Atâta timp cât credincioșii noștri sunt în frunte, sunt cu noi și mai ales sunt alături, cum să nu fim la acel protest? La Bârlad, protestele împotriva exploatării gazelor de șist vor avea loc miercuri 27 februarie de la ora 15.